11 metri cu Radu Banciu la Sport Total FM. Am găsit, dragi prieteni, ne așteaptă un mijloc de săptămână cu deschiderea campionatului mondial de handbal, pe care probabil că colegii mei de mai devreme îl vor prezenta în zilele viitoare ceva mai abundent decât noi sau decât mine. Ei, în general, cred că sunt mai apropiați de actualitatea celorlalte sporturi. De lunea viitoare începe Australian Open, primul turneu de mare șlem al anului la tenis. Serena Williams este cap de serie numărul 1 la fete, Maria Sharapova numărul 2, iar Simona Halep numărul 3. De asemenea, nicio surpriză pe tablou masculin, unde îi regăsim pe Djokovic, Federer și Nadal pe primele trei poziții. Stanislas Wawrinka e favorit 4. Așadar, acestea sunt două evenimente de nivel mondial. Campionatul mondial de handbal se desfășoară în Qatar. Franța, Spania, Danemarca și Croația sunt marile favorite. Naționala Franței, totuși reamintesc, invincibilă într-adevăr în ultimele decenii, a fost totuși bătută în sferturile de finală acum 2 ani, deci nu este chiar o echipă pe care să nu o poți scoate din balamale la un moment dat. Ei sunt campioni olimpici europeni în titră, dar nu și campioni mondiali, deși sigur că dacă facem apologia handbalului în ultimii 20 de ani, Franța a mitraliat absolut tot. Este deschisă această competiție pentru că se mai schimbă generațiile și la ei. Un handbal de ținută, bineînțeles, un handbal parcă totuși timpul nu trece atât de brusc precum la fotbal, unde campionatele mondiale sau europene sunt din ce în ce mai vlăguite de esență. Handbalul masculin, cel puțin, că cel feminin nu știu dacă poate fi considerat neapărat un sport, având în vedere că acolo e mai mult dichiseală și machială decât competiție în sine, asta fără să, bineînțeles, să le aducem o ofensă femeilor care se străduiesc să ducă la capăt o disciplină sau o meserie, nu reușesc însă, dar handbalul masculin a fost dintotdeauna un sport redutabil, asta și pentru că se joacă în mult mai multe țări decât handbalul feminin, adică sunt mult mai multe țări care contează decât handbalul feminin. Și bineînțeles este această forță extraordinară a handbaliștilor care dacă lovesc cu mingea bara transversală sparg și un bec din înaltul sălii. Adică la handbal masculin a fost mereu așa, pentru că fetele practică un fel de caricatură a acestui sport, exact cum spunea Zlatan Ibrahimović despre fotbalul feminin în comparație cu cel masculin. Eu cred că este cam același lucru și cu handbalul fete. Și fotbalul feminin, să știți că e o trudă. Și alea să bat acolo, să luptă, sunt faze spectaculoase, goluri interesante, dar nu e un sport până la urmă. Și acum nici rugby, nici polo, deși au mai nou, sau boxul, au mai nou variante feminine, nu se pot numi sporturi. Există câteva sporturi feminine de apreciat, bineînțeles, atletismul este unul dintre ele, după părerea mea, dar handbalul mai puțin. Pe când cel masculin, într-adevăr, este un lucru într-adevăr de văzut, marile puteri, care sunt vreo 10 mai nou în handbalul masculin, nu e ca la fete, unii sigur mai artiști, alții mai tăietori de lemne, dar în orice caz fiecare cu pretențiile lui, chiar și țările asiatice și africane, se știe, au făcut mari eforturi în ultima perioadă și sunt națiuni extrem de greu de bătut, în special țările arabe, nord-africane, un handbal de mare calitate. O să vedem acum dacă nu va mai răsări cineva în această competiție în Qatar, o țară nimerită pentru a organiza turnee finale de orice fel, și am fost printre susținătorii și pe vremea când eram alături de Andy Stănescu, țineți minte, am fost unul dintre susținătorii competițiilor de calibru internațional în Qatar. Qatar este o țară care îți poate oferi condiții remarcabile, practic peste ce îți oferă Europa în momentul de față. Probabil că acest lucru va fi văzut în 2022 și la turneul final al Campionatului Mondial de Fotbal, pentru cine mai apucă, sigur, perioada respectivă. Haideți să trecem un pic în revistă, că tot începe mâine acest campionat mondial de handbal masculin, să vedem cine participă, care sunt grupele competiției.
În grupa A avem Qatar, o țară gazdă, Brazilia, Spania, Belarus, Slovenia și Chile. Greu de înțeles. Sigur, Spania mare favorită, evident, favorită și la titlul mondial. Având adversari ciudați, în rest, puține lucruri se știu despre handbalul bielorus sau sloven. Brazilia, știu că este în mare formă și la fete și la băieți. Este o națiune emergentă și în handbal. Despre Chile nu știm mai nimic. Qatarul, evident că nu este o forță, dar imposibil să fi progresat un pic și ei, tocmai pentru că de asta și organizează o astfel de competiție. Sunt 6 echipe în fiecare grupă, cum se întâmplă de obicei la handbal, 4 se califică mai departe. Grupele nu au aproape nicio însemnătate, doar atât că stabilesc rezultatele viitoare, adică să te califici din grupă e o formalitate. Contează însă cu ce rezultate mergi mai încolo, în cele două grupe finale care se formează apoi prin încrucișare A cu B și C cu D. În grupa B avem Bosnia, Iran, Macedonia, Tunisia, Croația și Austria. Croația sigur este mare favorită. Să știu puține despre handbalul masculin bosniaco-herțegovin. Austria a progresat, a progresat, o să surprindă, într-un meci amical recent desfășurat în Franța. Franța a învins Austria cu 30-28. Deci e clar că Austria este o echipă de tun și care cu siguranță se va califica. Macedonia nu cred că este teribilă, dar poate să creeze o surpriză. Tunisia foarte bună. Nu știm nimic despre Iran, dar să nu fie chiar atât de slabi. Dar în orice caz este grupa la dispoziția croaților. În grupa C, de asemenea, 6 echipe: Algeria, Egipt, Franța, Cehia, Suedia și Islanda. O grupă complicată, extrem de dificilă, cu 2 sau 3 mari puteri. Franța și Islanda sunt favorite să termine pe primele 2 locuri. Suedezii, care au crescut foarte mult, greu de bătut. Algeria și Egiptul în progresie, poate că au mai stagnat în ultima perioadă, dar în orice caz cu un handbal de calitate. Cehia mi se pare a priori cea mai slabă din această grupă. Toate echipele însă din această grupă C pot să pretindă să obțină niște rezultate. Franța joacă cu Cehia mâine în prima partidă, a priori cel mai ușor meci din această grupă, dar o să vedem de ce surprize vom avea parte și cât vor conta ele în calificarea în faza a doua. Fiind în grupa D, ultima, se întâlnesc Rusia, Arabia Saudită, Polonia, Germania, Danemarca și Argentina. Aici nu-i nicio echipă trăznet, Danemarca sigur e favorită. Celelalte echipe, Polonia, Rusia, Germania, nu sunt considerate chiar favorite la câștigarea trofeului. Vă reamintesc, marile favorite sunt plasate câte una în fiecare grupă: Spania, Danemarca, Franța și Croația. Dar oricum, o grupă în care sigur Argentina a progresat mult, echipă bună, ai poate să învingă una dintre cele 3 formații europene: Rusia, Polonia, Hamba sau Germania. Arabia Saudită probabil n-are nicio șansă, deși joacă aproape pe teren propriu. L-avem la telefon pe Alexandru Dedu. Bună ziua! Bună ziua, domnule! Fost mare jucător de handbal și actualmente în staful federal. V-am sunat ca să vă întrebăm o părere generală avizată despre campionatul mondial care începe mâine în Qatar. Sigur, fără participarea României, știm, noi ne-am calificat la tineret, e o mare performanță și asta, dar la turneul final al handbaliștilor maturi, să zicem așa, primelor reprezentative, noi sigur nu suntem plasați. Cam cum vedeți acest turneu final? Va fi o surpriză, va fi o cotitură handbal, poate să apară o națiune nouă care să se impună? Sunt plăcut surprins de faptul că tratați acest aspect. Chiar îmi face mare plăcere să vorbesc despre handbal cu dumneavoastră. Ce pot să spun despre campionatul mondial din Qatar? Sigur va fi un spectacol în general și motivez asta prin două aspecte. Odată, nivelul handbalului masculin este foarte, foarte, foarte ridicat. Este un joc spectaculos, dinamic, cu atleți adevărați în teren, ce asta face deliciu spectatorilor. Și doi, sunt convins că
catarezii o să aibă, o să facă un show în adevăratul sens al cuvântului, fiindcă își doresc să promoveze acest eveniment și țara lor în general. Eu cred că va fi un campionat mondial de cea mai înaltă ținută legată strict de sport. Am dubii că vor exista echipe care să surprindă. Avem câteva puteri mondiale care nu normal au cam confirmat în ultimul timp. Da, le-am amintit și eu, sunt câte una în fiecare grupă, vorba de Franța, Danemarca, Croația și Spania. Da, eu aici singura surpriză pe care aș vedea-o în momentul de față, dar de-abia aștept să văd meciurile ca să confirm sau să infirm această idee, este echipa Poloniei, care este o echipă care vine dintr-o țară efervescentă din punct de vedere handbalistic în ultimii 10 ani, care, să nu uităm, a eliminat Germania în preliminari. Istoria cu Germania, după o cunoaștem, aici aș vedea o surpriză, să spun. Polonia. Cele echipele care sunt capete de serie sigur vor confirma. Da, din alte continente, mai știți cum a evoluat handbalul în Africa de Nord, de exemplu, avem clasicele Algeria și Egipt, care știu că erau la un nivel înalt la un moment dat. Și mai era și Tunisia. Și Tunisia e aici, da. Ideea este că sunt niște echipe foarte, foarte incomode care pot produce surprize. Nu cred că au putere să aibă un campionat mondial continuu ca și rezultate. Dar surprize pot produce, fiindcă sunt echipe foarte incomode care se apără foarte sus, multă risipă de energie și pot să incomodeze la într-o anumită zi să spunem, un competitor mai bine clasat. Da, e adevărat. În America Latină, știți cumva, Argentina, Brazilia, Chile... Din experiența mea, sunt câțiva jucători care joacă în Europa la echipe mari, dar luată pe ansamblu ca echipă, este dificil să bați consacratele, fiindcă doar strict cu calități fizice deosebite și toate trei echipele enumerate de dumneavoastră au așa ceva, nu poți să bați o echipă bine instruită tactic și cu foarte, foarte, foarte multe meciuri tari. Din nou un campionat intern și inclusiv la nivel de continent care să se ridice la calitatea Europei. Adică vreți să spuneți că în America de Sud nu e ca la fotbal, în ceea ce vește handbalul, echipele nu sunt mai mult fizice. Putem să asimilăm un pic calitățile fizice deosebite pe care le au, toți sunt atleți, toți sar foarte bine, cu un pic de artificiu tehnic, dar o echipă adevărată și într-o competiție de lungă durată, astea nu sunt neapărat cele mai bune calități. Registrul tactic, experiența, cred că contează un pic mai mult. Știu că la handbalul feminin Brazilia a făcut niște progrese teribile. Era o echipă care se bătea la titlu mondial. Este campioană mondială, da. Acolo a fost o strategie foarte bine gândită a brazilienilor. Cu mult timp în urmă au trimis nucleul echipei naționale, au făcut un deal cu Hypobank Viena și au jucat foarte mulți ani acele fete în cel mai bun, au jucat în Liga Campionilor în Europa, au jucat într-un campionat civilizat și au reușit să ridice prin asta și echipa națională și rezultatele s-au văzut. Echipa campionă mondială, bravo lor! Formidabil, adică așa din ce ne spuneți, oricine ar fi putut să trimită niște jucătoare la studii, să zicem, de Europa și după aia să iasă campioane mondiale. Handbalul feminin brazilian nu avea nicio tradiție. Păi nu avea, dar dacă aduci alte jucătoare cu niște calități fantastice de la mama și de la tata și intră într-un sistem riguros în care tactica este importantă, în care pregătirea centralizată și făcută bine este ok, le bagi într-o competiție cum este Liga Campionilor, cu meciuri foarte, foarte, foarte tari și puternice, atunci nucleul ăsta, odată întorcându-se, uite că a făcut pasul. Un antrenor străin bine ales,
un danez, a reușit să facă ce trebuie. Bun, dar noi, de exemplu, de ce n-am putea să facem un astfel de lucru? Că noi avem calitățile astea, am fost la masculin de 4 ori campion mondial, la fete suntem mereu plasați acolo, totdeauna avem speranța, nu reușim niciodată să obținem un rezultat. Nu știu dacă am avea un consens în sensul de a trimite într-o super echipă un grup de fete din România și nu cred că avem nevoie să facem asta, fiindcă avem super echipe în România. Altfel ar fi abordarea, nu suntem în tiparul și în tipicul ăsta. Da. Bun, dar înseamnă că ar trebui să găsim totuși niște strategii, să avem niște idei ca să îmbunătățim jocul ăsta sau valoarea handbalului și feminin și masculin cu ceva, pentru că în ultima vreme trebuie să recunoașteți că am stagnat înfiorător în ambele categorii. Adică... Eu nu aș fi atât de radical. Să nu uităm că fetele noastre sunt singura echipă din lume calificată la toate campionatele mondiale. La campionatele europene au lipsit doar la o singură ediție. Este adevărat că în ultimii 3 ani au luat locul 11, 10, locul 9. Am fost foarte aproape anul ăsta, câteva secunde sau un gol, dacă îmi permiteți, de semifinale. Acum, la nivel de tineret junior, eu zic că stăm mai mult decât civilizat. Avem o echipă campioană mondială la junioare în vară, avem echipa națională de tineret care după 10 ani s-a calificat la un campionat mondial, uite, tocmai în Brazilia. Da. Avem generații foarte solide. Sunt de acord, dar nu vi se pare că există totuși așa un gust de neterminat de fiecare dată când privim handbalul românesc? Știți ce mă bucură într-un fel? Este că handbalul românesc încă poate să vă lase acest gust. Sunt alte sporturi care nu ne mai lasă niciun gust. Faptul că din cele 6 echipe naționale, anul trecut 4 dintre ele au fost la turneele finale, spune ceva. Eu nu aș fi atât de drastic apropo de handbalul românesc actual, în contextul social și al investițiilor în sport. Eu cred că încă suntem mai mult decât civilizați apropo de rezultatele care le aducem în condițiile astea. Iar speranța de mai bine există. Și asta ne-a oferit rezultatele recente, nu vorbim de istorie. Da, numai că aici aș adăuga un lucru pe care sigur îl cunoașteți și dumneavoastră, chiar dacă nu vă gândiți direct la el în momentele astea. Handbalul, spre deosebire de alte sporturi pe care le invocați, nu este un sport planetar. Adică este un sport pe care și în Europa jumătate dintre națiuni îl neglijează. Și atunci sigur că noi am mai rămas încă la un nivel de performanță, dar asta vă spuneam mai devreme cu Brazilia sau cunoașteți cazul Franței la handbal masculin, cu care ne distram în anii 70-80, cu Spania, cu Portugalia, echipe care nu exista un handbalul masculin și care în momentul în care au apăsat pe accelerator ne-au făcut praf. Deci, pentru că handbalul nu este interesant, domnul Dedu, în Marea Britanie, nu interesează foarte mult în Belgia, nu interesează foarte mult în Olanda, chiar dacă au progresat, ok. Nu interesează... Au început. Eu știu strategiile lor și Olanda a început să fie o putere. A început, dar vreau să spun că n-a fost atâta timp. Nu exista. Ne vor depăși și ei, sigur. Adică cu amendamentul ăsta, nu este un sport care se joacă la nivel de mapa mond. Adică nu avem 200 de țări care se pretindă că știu handbal. Ăsta e motivul pentru care România, sigur, încă rămâne la suprafață. Dar e frustrant să vezi de fiecare dată naționalele păcătuind prin această lipsă de psihic, prin această lipsă de moral, prin această lipsă de încredere. De fiecare dată avem meciuri la turneele finale blestemate, le spunem noi, dar de fapt e vorba de o carență, probabil, nu știu dacă neapărat nativă, dar în orice caz de ultimă generație a sportului românesc, prin care noi nu reușim să facem față, e imposibil să conduci. Am avut și exemplul meciului cu Ungaria acum, la ele acasă. România făcând jocul și evident toată lumea bine intenționată și cu experiență în fața unui asemenea sport știa că vom pierde. Da, putea să ne concești cu 10 goluri, era clar că ne bate Ungaria. Deci sentimentul ăsta... Până un pic mai târziu. Evident, dar știam că se va termina așa. Nu, eu am avut o discuție în urmă cu câțiva ani la TVR apropo de sport în general și handbal în particular,
Este destul de dificil să te ridici ca și mentalitate deasupra societății. Fiindcă sportul e emanația societății. Acum, eu ce să zic, cred că, repet, prin rezultatele noastre și faptul că ne menținem acolo sus, ne-am ridicat un pic. Sunt și nu sunt de acord, apropo, de reprezentativitatea handbalului în lume. Este într-un real progres de vizibilitate și comparativ cu alte sporturi de echipă, poate mai puțin basketul, cam suntem bine pe mapa mond, cum v-ați exprimat dumneavoastră. Da. Deja că handball în cam toate, nu, sau se joacă, dar nu e de calitate, da. Așa se joacă orice sport. Europa. Da, să știți că și... În fotbal avem două continente și astea sunt de când lumea și pământul. În handball, într-adevăr, în momentul de față avem un continent, fiindcă aici sunt bani, aici sunt campionatele puternice. No, fotbal avem două continente, avem șase continente. Fotbalul se joacă absolut oriunde. Dacă să nu spuneți că noi suntem peste... Nu, la campionatul mondial, echipele africane ne-au bătut de câte ori ne-au prins. Care două continente? Nu, domnul Banciu, da. Și handballul se joacă pe toate continentele. Da, la cine vine și ridică cupa... Cine vine și îți ridică cupa, e doar după un continent în momentul de față. Și la fotbal după două continente. Da, în sensul ăsta spuneți, dar nivelul nu exact. E comparabil. Atât timp cât am avut semifinaliste de campionat mondial venite din Asia și sfert de finaliste venite din Africa și de peste tot, nu se poate compara. Adică, în momentul de față, în fotbal, te bate Australia sau Japonia la campionatul mondial, te ascultă la ureche. Nu ai pus să spui că te bate Europa sau America de Sud. Pe când în handball, un pic diferit. Dar, în orice caz, discuția stă în picioare. Deci nu e... ne certăm pe niște idei. Nu spun că dumneavoastră nu puteți avea dreptate. Argumente, dar și timpul dumneavoastră limitat și al meu. Și exact. Nu. Să ne întâlnim și să discutăm pe tema. Exact. Deci nu vă contrazic. Sigur că dumneavoastră prezentați un punct de vedere absolut ok. Nu pretind că aș fi mai informat decât dumneavoastră lumea handbalului, dar îmi expun o părere așa cum văd evoluția acestui sport. Nu sunt un specialist, dar în orice caz am o cât de câtă implicare în el. Așa? Și sigur că mi se pare ca spectator sau telespectator mai degrabă că trăim astfel de evenimente, da, ca român, adică noi ne-am născut, eu am prins generația chiar înainte de dumneavoastră, cu mari handbaliști, cu Penu, cu Gațu, da, cu Drăgăniță, cu, el știu, cu Stângă, bineînțeles, mergeam la toate meciurile de handbal pe vremea respectivă, deci ca telespectator al acelor generații care au câștigat și băteau pe toată lumea făcând spectacol, nu câștigând meciurile, da? Deci impunându-se de o manieră uluitoare, deci cum se făcea în gimnastică pe vremea respectivă, handbalul românesc era venerat într-adevăr, pentru că era un fel de Brazilie la fotbal, deci nu câștigau chinuit și trăgeau de timp în ultimile minute că aveau un gol avans. E de la asemenea spectacol, sigur că noi am ajuns, după cum să și vede în ultimele perioade, să ne agățăm de niște chestiuni mai degrabă auxiliare, adică, bă, rezistăm, suntem cu mentalitatea peste societate, astea deja sunt niște chestiuni. Dar ce credeți, că Mexicul sau Ghana, domnul Dedu, care se impun și au rezultate în fotbal la toate categoriile, nu sunt cu fotbalul peste societate? Credeți că societatea ghaneză ia vreun titlu în afară de fotbal? Nu câștigă nicăieri, dar să știți că la fotbal au fost de 4 ori campion mondial. Nu mă referam la puterea financiară. Păi, nici eu nu mă refer la finanțe, mă refer la modul în care sportul depășește nivelul societății, da? În America Latină credeți că nu e așa? Da. Nu este momentul să le spun chiar pe toate. Nu, da? E în regulă, mă înțeleg. Da. Bun, mulțumim, domnul Dedu. Vă mulțumesc mult. Sigur, nu mai avem nici noi foarte mult timp la dispoziție și așa am sărit peste pauza publicitară. Mulțumim mult de intervenție și de această avancronică a campionatului mondial de handbal în Qatar. O să vă ținem la curent începând de mâine cu rezultate și cu calculele privind clasamentul. Ne întoarcem imediat. Păi la ora 2 și ceva s-a constatat o furtună din care n-am putut să dorm cu nevastă mea împreună în pat, fiindcă s-a declanșat o extorsiune al unui degajament al unei construcții de într-o apă și după care puteți uita. 11 metri pentru cunoscători. Ne întoarcem în actualitate, vorbim un pic despre Cupa Asiei la fotbal.
competiție bizară, hibridă, se desfășoară în Australia în această perioadă. A dat Cosmin Cămiloiu lovitura astăzi, câștigând 4-1, astăzi de dimineață pe ora României, 4-1 în fața Coreei de Nord, după ce nord-coreenii conduseseră cu 1-0, a venit tăvălugul arabilor, care a reușit să marcheze de 4 ori, de 2 ori, final Shah Lawi, în minutele 52-54, practic acolo s-a făcut diferența, era 1-1 la pauză. Nord-coreenii au rămas în 10 oameni în minutul 76, când Arabia Saudită a beneficiat de al doilea său penalti în două partide, ratat și acesta, dar reluat apoi în poartă de același Al Abed, deci un penalti în doi timpi transformat de saudiții lui Cămiloiu. Antrenorul român, având noroc în celălalt meci, China a învins Uzbekistanul cu 2-1, o surpriză. China este antrenată de fostul antrenor al lui Lyon și Marseille, Alain Perrin, dat afară de la Olympique Marseille pentru hărțuire sexuală în 2003. Alain Perrin, care a fost un antrenor de succes de la mai multe cluburi, între care spuneam Marseille, Lyon, dar și Saint-Étienne, este antrenorul național Chinei. În această perioadă China s-a calificat matematic, a câștigat cu un gol diferență primele două partide, 1-0 cu saudiții lui Cămiloiu și 2-1 astăzi spuneam cu Uzbekistanul, după ce uzbecii au condus cu 1-0 la pauză, un gol al liderului acestei naționale, Ahmetov, care a deschis scorul la mijlocul primei reprize. Uzbekistanul, după părerea mea, cea mai bună echipă din această grupă, însă rezultatele îi sunt nefavorabile. În condițiile date, China este calificată cu 6 puncte, Arabia Saudită și Uzbekistanul au câte 3 puncte și se întâlnesc în meci direct duminică. În cazul unui rezultat de egalitate, Arabia Saudită se califică pentru că are golaveraj mai bun decât Uzbekistanul. Coreea de Nord este eliminată, indiferent de rezultatul pe care îl va face cu China în ultima rundă, tocmai pentru că Arabia Saudită și Uzbekistanul se întâlnesc între ele. Deci i-a ieșit lui Cămiloiu, care are nevoie de un rezultat de egalitate cu uzbecii în ultima partidă. După părerea mea, Uzbekistanul este peste Arabia Saudită ca națiune fotbalistică în momentul ăsta, o țară mai bine structurată fotbalistic. Și asta pentru ce? Pentru că, cum vorbeam și mai devreme în handbal, dinamica jucătorilor din Uzbekistan, o fostă Republică Sovietică, Republica Socialistă Sovietică Uzbecă, RSS Uzbecă, cum se numea ea, cu Buzărin am fi putut să discutăm pe astfel de teme. Uzbekistanul, așadar, în capitala la Tashkent, este o națiune mai croită pentru sport, pentru fotbal, decât Arabia Saudită, evident. Uzbekistanul are această tradiție, echipe din Tashkent, după cum bine știți, au jucat în campionatul unional în anii 80-90, fără probleme. Deci fotbalul acolo are rădăcinile sovietice și tocmai de asta s-a păstrat, Uzbekistanul fiind o națiune, o semi-dictatură, nu este o dictatură cruntă, pentru Asia Centrală stau destul de bine, este o țară remarcabilă ca și vestigii, ca și patrimoniu, fantastică din punctul ăsta de vedere, cu Samarcandul, care a fost capitala Imperiului lui Timurlan, țineți minte, în vremuri îndepărtate, în acest caz drumul mătăsii al cămilelor, așa mai departe, o lungă istorie acolo, a fost Samarcandul a fost un fel de Babilon al zonei respective. Și Uzbekistanul, care, sigur, nu avea nicio legătură cu puterea sovietelor de la Moscova și cu Piața Roșie, așa, încorporată într-un mod abuziv, bineînțeles, în Uniunea Sovietică, națiunea uzbecă este una importantă în zona Asiei Centrale și cu un destin fenomenal. Deci Uzbekistanul, la sport, au și alte sporturi, bineînțeles, unde nu sunt foarte slabi, sporturile specifice Asiei Centrale, sporturile de combat în general. Dacă fotbal, după mine, Uzbekistanul este în primele 4 națiuni ale acestei cupe Asiei și o spun de pe acum, în fața ascultătorilor, vor fi uzbeci la meciul cu Cămiloiu de duminică. Să sperăm că Uzbekistanul va câștiga
meciul cu Arabia Saudită și se va califica. Așadar, primele două grupe au avut desfășurate deja primele două runde de meciuri. Ne așteptăm mâine dimineață să urmărim rezultatele grupei C. Emiratele Arabe Unite joacă cu Bahrainul. Cele două echipe din zona Golfului au avut rezultate diametral opuse în prima fază. Emiratele au câștigat 4-1 cu Qatarul, iar Bahrainul a fost învinsă 2-0 de favorita grupei, Iranul. Iranul joacă mâine cu Qatarul. În mod normal, dacă rezultatele vor fi exprimate conform logicii, Iranul și Emiratele vor fi deja calificate mâine, iar Bahrainul și Qatarul eliminate din competiție, urmând ca apoi vineri, pe 16 ianuarie, să avem runda a doua de meciuri și poate epilogul și în grupa D, unde Japonia întâlnește Irakul. Cele două echipe au câștigat în prima rundă, iar Palestina joacă cu Iordania. Cazul unor state de egalitate, de exemplu, calificarea este aproape jucată, oricum Japonia și Irakul sunt favorite. Iordania totuși încă poate să revină dacă va câștiga meciul cu Palestina. Încă mai rămâne în cărți, va avea un joc cu Japonia în ultima etapă, s-ar putea ca japonezii să fie deja calificați. Acum cam asta e situația la zi în Cupa Asiei, reamintindu-vă totuși așa treptat că de sâmbătă vom intra pe teritoriul nostru, odată cu începutul Cupei Africii pe națiuni. Ăla este într-adevăr un moment epocal. Odată la un an, odată la 2 ani, depinde cum se desfășoară Cupa Africii, de obicei în an impari. A fost odată o excepție tocmai pentru a se regulariza acest termen. De acum înainte, în an impari, Cupa Africii pe națiuni găzduită de o dictatură, Guinea Ecuatorială, însă o țară care a reușit în ultima perioadă, grație rezervelor de petrol, să se ridice mult peste media continentului negru și atât să poată să propună organizarea unei astfel de competiții, totuși cu 16 echipe în două săptămâni, după ce Marocul n-a mai făcut față presiunii generate de virusul Ebola în Africa de Vest, Marocul fiind un regat, având alte criterii, la un moment dat s-a luat în calcul foarte serios posibilitatea ca, am mai povestit bineînțeles pe larg la vremea respectivă, posibilitatea răspândirii acestui virus pe întreg teritoriul marocan, o țară puternic frecventată de turism, însă cu o infrastructură precară, dovadă că nu s-au achitat de sarcină la campionatul mondial al cluburilor, nici vremea sigur n-a ținut cu ei, au delocalizat la un moment dat meciuri, orașele din nordul Marocului n-au făcut față, e vorba de Casablanca în special, meciurile au fost delocalizate, s-a jucat la Marrakech, în plin deșert. Marrakech este o oază recreativă pentru populația, în special franceză, dar și spaniolă, e cea mai vizitată zona lumii de către francezi. Marrakech-ul este destinația lor numărul 1 de vacanță. În fine, o oază, spuneam, în deșert, pentru că altfel, văzută de la distanță, nu te implică absolut cu nimic. Țin minte când ne povestea Dan Dumitrescu la un moment dat, că el călătorise peste toată lumea, că așa sunt jurnaliștii noștri, în bagajele altora s-au deplasat și ei veșnic și din când în când au mai pus pe ei câte o brumă de cultură. Și el ne explica despre faimosul bazar din Marrakech, unde găseai orice, bineînțeles, de la ața, de la degetarul pe care îl luai la rest, până la cele mai mari maimuțe posibile, maimuțe în sensul real al cuvântului, luai cu cușcă cu tot, găseai orice. Dromader, maimuțe, toate mirodenile lumii. E bine, nu este numai asta Marrakech, acel bazar la îndemâna tuturor, ci zonele alea, resorturile absolut fabuloase, 5, 6, 7 stele, unde în piscine private, bineînțeles, Marrakech-ul nefiind la malul oceanului, departe de mare, în mijlocul teritoriului marocan, are la dispoziție aceste zone
de relaxare pentru turiștii cu foarte, foarte, foarte mulți bani. Dar, în fine, Marocul a renunțat, vom avea o cupă Africii insulară și continentală în același timp, pentru că Guinea Ecuatorială are o provincie unde se află și capitala în plin Ocean Atlantic, și una continentală care se vecinează cu Gabonul, de exemplu, unde sunt lucrurile curente ale lor, da? Zona de junglă, 60% din suprafața zonei continentale este acoperită practic de pădure. Uite, toate astea, această țară minusculă, de care practic n-a auzit nimeni în Europa, își permite să organizeze o astfel de competiție. Națiunile prezente acolo, am mai discutat despre asta, am citit un pic și ieri despre debutul Cupei Africii, meciuri de proastă calitate, ca în fiecare an, nu este un spectacol Cupa Africii pe națiuni, însă ne îmbibăm și noi de atmosfera de acolo, care, într-adevăr, este unică. Adică să te uiți la niște meciuri desfășurate într-o asemenea țară, este ieșit din comun. Altfel, spectacolul este zero. Africanii sunt cei mai mercantili dintre oameni, cel puțin sportivilor, nu interesează decât gustul banului, n-au niciun fel de patriotism, nicăieri oamenii nu sunt mai puțin legați de țara lor decât în Africa. Ok, cât ești sărac, lipit pământului, da, încă n-ai încotro. Dar în momentul în care ai pus un pic pe tine, da, reușești să-ți faci o pâine din aia terfelită printr-un ou și poți să mănânci un pic mai mult decât niște frunze căzute din copac, tu te-ai desprins de realitatea respectivă. Știți foarte bine cum stau lucrurile acolo. Primele de meci, primele de calificare, primele de intrat la duș, primele de intrat în pat, primele de îmbrăcat și de dezbrăcat. Pentru ei numai asta contează. Nu dau doi bani pe desfășurarea competiției, pe care o neglijează chiar și atunci când sunt plătiți. Atenție, marile vedete ale fotbalului african nu au strălucit niciodată la Cupa Africii. Vezi cazul Coastei de Fildeș, care putea să ia campionatul mondial la ce lot avea la ultimele trei ediții ale mondialului, dacă punea osul, l-ar fi putut câștiga pe toate. Ei nici măcar Cupa Africii n-au câștigat-o niciodată cu această generație. Între timp, Alde, Didier Drogba, Colo, Ture, Ture, Iaia și ăștia s-au retras, practic, sau sunt aproape de retragere, nu știu dacă frații Ture mai au, în principiu nu mai au nicio legătură, nici Zocora, care era cel mai bun mijlocaș defensiv din lume la un moment dat, au cea mai tare echipă posibilă, Côte d'Ivoire, nu puneau însă osul, nu interesa, între ei aveau cu totul și cu totul alte discuții decât competiția, nu reușeau să reintre ritmul ăla primitiv pe care îl regăseau odată cu sosirea la lot, după ce, sigur, petreceau în vilele lor de lux și în campionate ultra-civilizate, când se întorceau în Africa, nu mai făceau față în mizeria aia de unde plecaseră odată, ba chiar se răsteau la cei care le puneau la dispoziție minimum necesar, câte o felie de pâine cu unt și ce știu eu ce poțiune dintre aia mai îngurgitau ei la micul dejun, evident, în condițiile în care tot ei trebuiau să furnizeze aceste chestiuni, pentru că federația nu avea decât pentru ea. Dictatura africană este una aparte, unde șefii își trag absolut toată puterea și pentru restul nu mai rămâne nimic. Este stilul lor de a aborda competiția. Deci, de asta facem mai mult filozofie decât fotbal, pentru că fotbalul african nu există. El este doar așa, o stare dintre asta de veche, pe care trebuie să știi cum să o comentezi. Nu te poți uita la meciurile lor de fotbal cum te-ai uita la fotbalul european, pentru că nu există nicio asemănare. În Africa sunt cu totul alte interese, da? Și cu totul alt scop pentru fotbalul în sine, care nu este decât un pretext în aceste condiții. Sigur că oamenii din țările respective sunt aceiași ca și la noi, adică suporterul e identic. Se bucură, plânge, suspină, da, trece prin toate stările la un meci. Oamenii din țările astea altă bucurie nu au, știți, conform clișeului. Și când joacă câte o națiune dintre asta amărâtă, un Mali, o Guinee, da, o Republică Centrafricană, un Gabon, e sărbătoare națională. Ei oricum nu fac nimic, nici în restul timpului. Atunci când mai au câte un meci de genul ăsta, vă dați seama. Din asta trăiesc, asta este adrenalina lor, dar nu sunt respectați de către jucători și de către stafful acestora.
După care aruncă cu pietre, se omoară între ei, plâng până nu mai au lacrimi. Întotdeauna atmosfera este aceeași în fotbalul african. Sigur că odată cu începutul competiției sâmbătă vom vorbi despre asta. Guinea Ecuatorială este cea care va da startul în grupa A, în Cupa Africii, și vom vorbi sigur în fiecare zi despre aceste partide care vor fi cumva la concurență, spuneam, cu Mondialul de Handbal și cu primul turneu de mare șlem al anului la tenis, Australian Open. Ne întoarcem după pauză. Pe metri. Să fie pace ca să nu fie război. Pe plan intern, fraților, se acumulează îngrijorarea și problemele, dar nu toți o duc la fel de rău. De exemplu, Steaua pretinde că i-ar fi vândut la Al Ittihad în Arabia Saudită pe Săd Mărtean și pe Sucala contra sumei de 1.000.000 de euro. Asta după ce dăduse 300 sau 400 de mii de euro pe ei atunci când i-a luat. Nu este o afacere ieșită din comun, întrucât 1.000.000 de euro pe doi jucători totuși importanți de echipa națională, în România și respectiv în Polonia, de cupe europene. E adevărat, avea o vârstă, nu este un transfer monumental. Gazeta Sporturilor scrie cu litere de o șchioapă cum știe Steaua să facă bani. A luat cu 400 de mii și a vândut cu 1.000.000. Astea sunt deci de râsul curcilor. Astăzi sunt pretins că pentru un club de nivelul ăsta 500-600 de mii de euro sunt bani. De banii ăștia nu se pot să cumpere niciodată un fotbalist. Deci este limpede. Iar asta s-a văzut. Ce fotbaliști avea Steaua la nivel european în acest sezon. Cu Ludogoreț și cu Aalborg, pe care n-a reușit să le elimine. Deci este la nivelul ăsta de performanță, la banii pe care îi învârte. Ei nu poate să pretindă la mai mult. Sigur că pentru competiția internă te descurci. Încă 4 luni până la sfârșitul campionatului, fără Sucala și fără Săd Mărtean. Numai că milionul ăsta o să duce exact așa cum a venit. Steaua teoretic ar investi mai departe în doi jucători care nu sună foarte bine. Gabi Tamaș, fostul jucător Tamaș, dacă vi-l mai amintiți, actualmente un nimeni. Și Teixeira de la Petrolul, ce mi se pare mie ordinar aici în meseria de gazetar, este cum să-i compar pe ăștia cu două achiziții bombă. O achiziție bombă este să le iei pe Cristiano Ronaldo sau pe Messi. Aia e o bombă. Că dacă tu ți se pare bombă că l-ai luat pe Teixeira neplătit la Petrolul, probabil. Asta e achiziție bombă, adică ai luat un jucător din propriul tău campionat. Un jucător ok pentru campionatul României, dar ce bombă să fie? Păi dacă l-aduceai pe David Silva, de exemplu, sau pe Diego Costa, atunci cum era? Nu e nicio bombă, din potrivă. Așteptam ca Steaua, totuși liderul campionatului, echipa numărul 1 la noi, să poată să aducă un jucător de la Petrolul. Mi se pare bombă, Gabi Tama și fotbalist. Ultimele perioade de care ne mai amintim din viața lui erau toate cu sticla la gură. Un bețivan, un bătăuș, un mic delicvent, ăsta era Gabi Tama și în ultima perioadă. Acum că iarăși a devenit util, mă îndoiesc. Mă îndoiesc sincer că e un jucător de calibru Gabi Tamaș, dacă a fost vreodată. Oricum, venirea lui la Steaua este incertă, pentru că și Dinamo, am înțeles, el având chipurile un suflet dinamovist, Gabi Tamaș, toții se duc după familiile lor. Da? Ăștia s-au dus și că în Arabia Saudită, că așa mai bine pentru ei și pentru familiile lor, Sucala și cu Săd Mărtean. Ce steliști, ce dinamoviști, ce rapidiști sunt ăștia care se duc să-și asigure familiile. Adică niște mercenari care, dacă li s-a dat mai mult în altă parte, au plecat acolo. Asta e și Tamaș. A, care avea și el posibilitatea, ar pleca, cum au plecat toți. Fițur, că a lăsat echipa națională a României pentru o echipă pe care a făcut-o praf într-o țară de care nu cunoaște nimic. Asta a făcut.
Sunt niște mercenari cu toții, bineînțeles, care n-au nicio legătură cu spiritul jocului, cu suporterii. Ei își văd de meseria lor, exact ca oricare altul, în orice altă disciplină, sau în orice altă meserie sau obiect de activitate, că e tâmplar, că e strungar, că e fotbalist, el își ia leafa, de asta spun, nu comparați ca fraierii sportul cu un spectacol. Aici o legătură în ziua de astăzi. Sportul este o meserie pe care oamenii o fac pentru bani. Jucătorii de tenis sunt cei care se ascund cel mai puțin, pentru că ei numai pentru asta muncesc. Asta este munca lor. Cum un profesor vine și predă la catedră, jucătorul de tenis, fără să facă niciun fel de spectacol, cum fals să spune, dă o minge peste un fileu. El asta trebuie să facă, să dea mingea peste fileul ăla. Profesorul se duce și predă elevilor anumite lecții. Care e spectacolul? Unde e spectacolul? Profesorul eventual poate să facă un spectacol oratoric, de exemplu. Jucătorul de tenis de regulă nu știe să deschidă gura. El dă cu mingea peste fileul ăla, ia o grămadă de bani, bagă în buzunarul lui și al celor din jurul lui și cu asta basta, a devenit un erou. Așa și cu fotbalistul. Mă ridic împotriva acestei teorii că sportul ar fi un spectacol. Sportul era un spectacol în vremea în care banul nu conta. Sau nu era atât de important. Și atunci sigur că tu îți mai puneai la contribuție și talentul. Făceai un pic de show. A existat o astfel de perioadă și în sport. Când îți vedea presiunea zilei de mâine, asta cu familia, nu exista. Astăzi sportul a devenit o rușine. Din punctul ăsta de vedere, nu mai este niciun pic de spectacol nicăieri. Echipa când a marcat un gol la fotbal trage de rezultat într-un mod abject. De cele mai multe ori se joacă numai la mica ciupeală peste tot în lume. Fie că vedem un meci Milan-Sassuolo, fie că vedem un meci între Marseille și Lille, fie că vedem un meci între Manchester United și West Bromwich, toate sunt la fel. Se joacă la ciupeală, la rezultat. Ce importanță are? Au câștigat, sunt mulțumiți. Da, dar tu cu ce te-ai ales? Tu nu te-ai ales practic cu nimic. Sigur că tu trăiești emoția în diferite chipuri, e pe sănătatea ta chestiunea asta, nu e pe banii lor. Deci terminați o dată cu ideea asta de spectacol. A devenit sportul o rutină extraordinară și chiar ceva nespectaculos. Cele mai multe evenimente sportive nu mai au niciun pic de spectacol în ele. Doar așa, dacă ne forțăm noi să ne vedem viața mai frumoasă, ceea ce sigur nu e interzis, da? Ține tot de prostie. Adică să te păcălești cu niște lucruri aiurea. Îmi spui, mamă, ce show au fost. N-a fost niciun show. Ți s-a părut ție că a fost un show. Ei, în general, merg la astfel de lucruri minimum necesar. Ați văzut și aia la CFR Cluj. Au deschis ușa, ziceai că intrau să se înroleze în armată când au intrat la club. Câțiva, bineînțeles, jucătorii nu s-au mai prezentat la lot, nu mai fusese răplătiți de nici mai știau când. Dacă nu și-au notat data când au luat ultimul salariu, nu mai știau de când nu mai fusese răplătiți. Și despre ce vorbim? Intră pe teren doar așa, că n-au încotro. N-ar mai intra dacă ar fi după ei. Dar probabil că încă îi mai păcălesc unii alții de prin jur, spunându-le, haideți mă, că chiar dacă ăștia nu vă mai plătesc, dacă nu jucați, nu o să vă vadă alte cluburi. Măcar așa faceți și voi pe gigolo sau pe prostituatele. Intrați un pic pe teren, vă vede lumea și poate vă cumpără cineva. Asta este singura variantă pe care o mai au ai noștri. Eu zic că la petrolul ițele sunt încurcate în continuare. Chiar dacă echipa ar fi evitat insolvența în ultima clipă, nu știm însă pentru cât timp. Bani nu sunt, jucătorii nu pot fi plătiți, nu știu din ce vor plăti pe Strâmbu. Poate să vină el cu niște bani, cu niște relații, mă rog, promisiuni, pardon, nu bani sau relații, că nimeni nu e atât de sărac încât să nu poată promite. Deci a venit și a promis, dar nu va aduce probabil sponsor după el sau ce știu eu ce mare acționari Strâmbu și va pleca și el cu coada între picioare din acest loc. Citisem mai devreme un editorial al lui Adi Georgescu în Gazeta Sporturilor în stilul lui, apropo de titlul de Nea, așa se numește, bun articolul. La un moment dat explică ce să spună antrenorii atunci când teoretic ar trebui să fie prezentați de către cluburi într-o conferință de presă
ce să spună? Sunt decis să stau cât să termin încă o cameră la casa de vacanță? Sau vom întări lotul? Când ei oricum sunt vremelnici, evident, și singurul lor scop este, spune Georgescu în textul lui, acela de a s-a agăța de postul pe care îl ocupă, spre deosebire de jucători care de cum vin vor să plece. Uite cazul lui Bumba, care a venit de la Târgu Mureș la Giurgiu, a străbătut practic toată țara, noroc că e tânăr și nu obosește. Cum a ajuns la asta, acum a zis că vrea să plece. Obiectivul lui, probabil că nu l-a învățat nimeni pe Bumba și nici nu l-a dus să-i cumpere vreun sacou pe undeva, uite, păcat, frații Becali sunt la pușcărie. L-ar fi impresariat ei, poate, pe Bumba și nu învățau să spună prostiile astea un pic mai târziu în carieră. Când vii la un club, nu poți să spui că îți dorești să pleci mai departe în secunda aia. Pentru asta trebuie să joci, ai o prestație demnă, să fii un jucător cât de cât vizibil pentru cei care se uită din tribună sau de la televizor, deci trebuie să îți dai interesul. Ori în condițiile în care tu declari din prima, practic, clubul nu te interesează, este doar o treaptă, un palier pentru tine, pentru a câștiga mai mulți bani mai târziu, înseamnă că îți bați joc de meseria pe care o faci. Da? E ca și cum un ziarist s-ar transfera astăzi de la un post de televiziune la altul, de un ziar la altul, și de cum ar ajunge acolo, ar fi zis, bă, eu nu vreau să stau la ăștia prea mult. Scriu și eu vreo 2-3 zile, după care sper să mă plătească alții mai bine. Totuși ești Bumba, mă, nu ești Maxwell. Da? Și am înțeles că cei doi joacă pe același post. Deci tu ești Bumba. Ca să ajungi ca Maxwell, de exemplu, trebuie să mai treacă un timp, trebuie să faci ceva. Da? Trebuie să demonstrezi ceva, deocamdată tu n-ai demonstrat mare lucru. E fost printre jucătorii, sigur, pe care, iată, gazetele i-au reținut după prestația din campionatul intern. Cluburile, sigur că, neavând foarte multe resurse, nu puteau să-l cumpere pe Maxwell. L-au cumpărat pe Bumba, în cazul nostru Astra Giurgiu, deși la banii lui Nicolae putea să facă o tentativă să intre în discuție cu brazilianul. Am înțeles un pic necăjit la Paris Saint-Germain de concurența lui Luca Digne. Extraordinar asta. Deci îl jenează un pic Luca Digne de la echipa de tineret a Franței, a fost jucător pe la Lille, că a ajuns la PSG și când se mai enervează Laurent Blanc, nu mai bagă pe Max, îl bagă pe Digne. Digne ăsta este un necopt, sigur, nu are decât 20 de ani, nu are nicio legătură cu Paris Saint-Germain, de multe ori se termină tarlaua până să apuce să ridice mingea în careu. Dacă ați fost atenție, sigur că și Georgescu, dacă l-ar fi cunoscut pe Digne, l-ar fi putut introduce un pic în editorialul ăsta, de multe ori când are mingea la picior și dă să ridice capul spre careu, se aude din tribună, sus cu ea, sus cu ea. Nu mai apucă Digne, pentru că să știți că există pericolul ăsta întotdeauna la fotbaliștii profesioniști sau amatori. Atunci când ridică capul din ceva sau de undeva, să nu mai aibă controlul picioarelor. Și uite așa se duce mingea în aud de poartă, oricât de Luca Digne ar fi el. Și atunci se duce că Maxwell pe bancă jubilează, eventual sau înjură, depinde. Și lucrurile se pot rezolva început cu următorul meci. Deci titlul ăsta de nea care se atribuie în fotbalul românesc, la fel de serios și de prompt ca și altă dată, că noi nu o să ne debarasăm niciodată de nea ăștia, nici nu merită, nici nu are sens, cu ce să îi înlocuim, de exemplu. Și că am putea înlocui cu Mister, care a venit de la maestru la noi, da, de la maestru mai articulat, așa, mai aristocrat, n-avem intenția asta. Un fotbal, într-adevăr, de frezori, de strungari, de felceri, care, cum să-i spui lui nea felcerul din gară, de exemplu? El ține în gară un butic, da? De, la bază e felcer. Păi îi spui nea, cum să-i spui? Te duci să-i spui domnul felcer? Nea Costică, de exemplu. Sau nea Vasile. Bineînțeles, fotbalul românesc este condus tot de ăștia. Chiar dacă acum generațiile s-au mai schimbat un pic, dar vedeți că se schimbă și se scutură în același timp, nu li se dă prea mare importanță încă antrenorilor tineri, care oricum vin, nu-și iau banii, jucătorii la rândul lor nu sunt plătiți, nu cred că mai putem să o ducem foarte mult timp. Spuneam ceva mai devreme de Petrolul, că
nu dispune de lichidități, care aștepta banii din drepturile de televizare, e logic, așteaptă banii din drepturile de televizare, pentru că asta sunt sursa principală de venit a cluburilor. Nu există niciun club în România, poate cu excepția Stelei, care, iată, mai bagă niște merinde în desagă, să trăiască sub 50% din drepturile TV. Nu este niciun club. Toate au un procent undeva peste 50% din agoniseală provenită din drepturile TV. Deci dacă acestea nu mai apar, sunt la mâna lui Pascani sau la mâna offshoriștilor aia care pescuiesc la sud de Sicilia, habar n-avem. O să mai aflăm, sigur, niște amănunte zi după zi. Așa cum trece timpul, se mișcă lucrurile. Aparentele sunt imperceptibile, dar să știți că se mișcă și în fotbalul nostru. Până va mai începe competiția oficială, mai avem încă mai bine de o lună. Sigur, depinde și de condițiile meteo, care ar putea să fie cumplite în a doua jumătate a lunii februarie. Nu e obligatoriu să înceapă atunci, dar o lună de zile vom trece prin toate aceste stări, vom discuta despre aceste zvonuri. E o perioadă, într-adevăr, destul de monotonă, dar, spuneam, se mai mișcă așa din când în când, cum se mișcă și pământul la cutremure, și poate să mai răsară câte o informație care să ne bulverseze pe moment, cel puțin. Ne întoarcem după pauză. Bună este Dumnezeu! 11 metri pentru cei cu cernici. Da, ni se potrivește, cu cernici am fost mereu. Nu, aici ai problema. Mă uitam la niște sigle care ci care aparține Stelei, sigla titulară și sigla de rezervă, urâte amândouă, un fotbal de tip Irian Papua Noua Guinee. Era mult mai frumoasă sigla inițială, dar de obicei aici, cred că cei mai mulți dintre cei care ne ascultă vor fi de acord, toate modificările erelor noastre sau timpurilor noastre sunt neprielnice sau nepotrivite. Orice site pe internet care își modifică la un moment dat grafic arată mai prost decât arăta înainte. Asta e o chestiune pe care o puteți verifica, de exemplu, dacă aveți o prietenă sau o soție sau o cumnată sau mai știu, și mergeți cu ea într-un magazin de pantofi. Veți vedea întotdeauna că femeia găsește defecte la pantofii pe care îi vede pe raft. E pretențioasă, deși în picioare are cele mai mari urâțenii posibile. Aia mi s-a părut întotdeauna genial. Așa e și cu modificările astea. Tot ce se modifică pe internet este mai rău atunci când are loc această schimbare decât era înainte. Și nu e doar forța obișnuinței, pentru că asta e o falsă idee. Noi suntem astăzi tocmai dimpotrivă obișnuiți cu schimbările, pentru că tehnologia asta care avansează ne permite săptămână de săptămână, în unele cazuri mai rar, lună de lună, să zici, schimbări de tot felul. Ba apar televizoare curbate, ba apar telefoane de nu știu care, ba apare laptop de nu știu care, ba apare tabletă de nu știu care, ba mașina nu știu care s-a schimbat. Nu mai suntem în epoca în care Trabantul se modifica odată la 20 de ani. Sau Dacia. Noi astăzi suntem obișnuiți cu schimbările. Dar tocmai în acest domeniu lucrurile nu evoluează în bine. Toate schimbările sunt nasoale. Așa și siglele Stelei, de exemplu. Nu a reușit să găsească nicio variantă în care ea să arate mai bine sau să poată să înlocuiască vechea siglă, chiar dacă aceasta venea din preistoria jocului de fotbal. În primul rând că FCSB nu este un brand. Nu reprezintă nimic. Niciodată Steaua nu s-a numit FCSB. Asta e o siglă acum, că sunt la modă prescurtările și literele astea puse una după alta, dar nu reprezintă nimic. E ca la Girondin de Bordeaux, când spui FCJB, nu înseamnă nimic. Și ei au scris pe tricou, sau nu identifică nimeni în lume ce e aia FCJB. Nimeni nu știe ce e, nu e un brand, nu e PSG sau OM. Așa și la Steaua. FCSB nu înseamnă nimic. Zici că e echipa de la Sebeș, din județul Alba. Nici nu sună bine. Siglele sunt foarte urâte, n-au nicio legătură cu nimic. Steaua asta este lamentabilă. Aici 8 colțuri, 6-a controversată, discutată,
au venit ăia, s-au ridicat din morminte ăia de la Venus, au contestat-o și pe asta. Se pare un lucru care oricum nu va dăinui, adică nimeni nu va înlocui practic adevărata sigla a stelei cu ceea ce a apărut acum. Oricum ar arăta ea pe tricouri, sigur, jucătorii sunt obligați, mă rog, să o decizie de justiție, am mai discutat la momentul respectiv, nu e o tragedie că Steaua a pierdut un proces și că își pierde culorile, își pierde emblema, năravul nu și-l va pierde, asta e altă treabă, poate să continue și în izmene, nu e foarte important, dar lucrurile nu sunt mai bune decât înainte, adică odată cu trecerea timpului, indiferent că cine va veni, tot mai rău va fi. Tricurile vor arăta mai rău decât în anii 80, sigla mai rău, deci și palmaresul arată din ce în ce mai rău. Acum a fost un pic îmbunătățit în ultimii ani, pe fondul decăderii fotbalului românesc în asemenea hal, încât practic nu se mai luptă nimeni pentru titlu, că nu mai are cu ce, dar asta nu este neapărat o mândrie. I-am auzit mai devreme pe colegii mei spunând de transferul lui Wilfried Bony de la Swansea la Manchester City, aș contrazice un pic, e un mare fotbalist, Bony, fotbalist de clasă, într-adevăr, acum n-avem de unde să știm dacă el se va impune la Manchester City, dar este cel mai bun jucător ivorian în momentul ăsta, Wilfried Bony, un atacant care poate marca împotriva oricui în Premier League, sigur, la o echipă mică era, dar era omul de bază, cel care a ținut-o pe Swansea fără probleme anii trecuți, pentru cei care cunosc fotbalul în ansamblul lui, ne amintim de Bafétimbi Gomis, fost un atacant al lui Saint-Étienne și mai ales al lui Lyon, care depășise măsura în campionatul Franței, era un atacant de peste 100 de goluri în cariera sa. E bine, a ajuns în Anglia, sau în țara Galilor, dacă vreți, el era rezerva acestui Bony. Nu reușea să-l combată practic nicicum. Or, Gomis n-a fost un atacant slab. Era un atacant mizerabil dacă nu țineai cu Lyon. Adică era un Lacazette, cum îl vedem pe ăsta, acum marcând meci de meci cu toată lumea, ăla era și Gomis. S-o dădea din toate pozițiile, în orice împrejurare, în campionat, sigur, era un jucător de clasă mondială, dovadă că la Swansea nu joacă decât în meciurile de Cupa Ligii, turul 7 și câteva minute în campionat. Nu, asta e ideea, nici la Lacazette, dacă se duce în Premier League acum la Stoke City, nu face nimic. Ok, nu sunt jucători de nivel mondial ăștia, dar Bony cred că este. Deci părerea mea este că Wilfried Bony este cel puțin un jucător de nivelul Dembaba, dacă nu peste el. Dembaba care a făcut treabă chiar și la Chelsea și n-a fost foarte mult utilizat, a demonstrat că avea stofă și poate într-o altă conjunctură un antrenor mai puțin rigid decât Mourinho să fi răzbătut și mai bine. Da, eu îl văd bine pe Bony și mi s-a părut bun. E un jucător foarte bun la cap, știe să bată lovituri de la 11 metri, ceea ce nu e un dezavantaj în epoca pe care o trăim, mai ales la Manchester City, unde poți avea penaltiuri. Este destul de îndemânatic în careu, că nu e genul de jucător care să nu știe să facă un dribling pe o distanță sau pe o parcelă mică de teren, știe să facă asta, are șut, a marcat și din afara careului, e un atacant aproape complet. O să vedem, este unul dintre transferurile importante ale acestei ierni, că știți că în mercatul ăsta di riparazione, cum îi spuneau italienii și poate îi mai spun și astăzi, nu sunt mari mișcări. În general se întâmplă lucruri puține, cluburile nu au bani. Am văzut o știre cum că Bayern München, de exemplu, mărește capacitatea stadionului său, faimosul Allianz Arena, cu 4.000 de locuri. Și se bucurau cei de la digisport.ro că vor fi mai mulți suporteri. Nu de grija suporterilor măresc ei, fraților, stadionul, ci pentru bani. Asta, suporterul, și dacă sunt 20.000 de oameni la un meci, e destul. Dacă, sigur, n-ai capacitate de 100.000, că atunci să pierd acolo, da? Un stadion de 20.000 de locuri, bine făcut, cum îmi amintesc, spun din memorie, așa, stadionul Neuchâtel, în anii 80, știe lumea care se uita atunci la fotbal, faimoasa Neuchâtel Xamax, echipă care juca în roșu-negru și care era atunci principalul furnizor al naționalei elvete,
căruia îi spunea Dumitru Graur Xax Max, așa, avea un stadion de 20.000 de locuri, că atmosfera era infernală. Adică nu contează să fii 100.000 ca în Spania, să te duci la meci ca la catedrală. Nu sunt suporteri neapărat. Vin acolo din curiozitate. Real Madrid, de exemplu, nu are suporteri feroce. Lumea, sigur, mai face un pic de zgomot acolo, vorbind la meciuri. Și numai dacă vorbești cu vecinul, se produce așa un șuierat din ăsta de s-aude dacă acustica e bună în tot stadionul. Nu sunt echipe cu suporteri. Real Madrid, Barcelona, acolo te duci ca la operă, te duci ca la un film. Te duci ca la un spectacol de circ. N-are importanță, nu e ceva ieșit din comun. Deci 20.000 de oameni fanatici sunt mai importanți decât 100.000. Dar pentru cluburi contează banul, nu suporterul în sine. Suporterul este tratat astăzi doar ca o sursă de venit. El este un fel de contribuabil, vorba lui Andy Stănescu. Suporterul este un contribuabil care vine și plătește acest impozit pe prostie care este jocul de fotbal. În ziua de astăzi, se duce și dă niște bani, el întreține această mișcare. Că el n-ar mai cumpăra bilete, fotbalul ar fi la nivel de artizanat. L-ai mai găsit doar așa, din când în când, când te-ai duce la munte, pe la niște tarabe, că ai cumpărat la preț de chilipir. El este întreținut de către cei care, într-adevăr, au făcut din acest obiect, un obiect de cult, fotbalul, este mai important decât orice religie, practic, pe globul ăsta, nu pentru că ar merita, ci pentru că omul, într-adevăr, și-a creat o lume a lui, pornind de la acest element, de la acești jucători sau pioni, sau cum vreau să-mi spuneți, totalmente detestabili. Nimeni nu poate face prieten un fotbalist. Da? Și aveam un amic în Marseille care îmi spunea, domnule, apropo de Valbuena, a jucase 8 ani la OM. Și îmi place de el să mă uit la meciuri astea, e un jucător care pune osul, e simpatic pe teren, dar Dumnezeule să nu-l aud. Da? Nu vreau să-l aud când iese de pe teren, nu mă interesează. Când a ieșit de pe teren, am închis, nu ascult niciun interviu cu el, nu mă interesează ce face în rest. Îl văd pe teren, îmi ajunge. E un exemplu foarte bun, așa sunt toți. Cristiano Ronaldo sau Messi au vreo importanță în momentul când au coborât de pe teren? Nu. Sunt puțini de ăștia carismatici. Platini, sigur, era carismatic, mai carismatic decât un stadion întreg când juca fotbal. De-aia a ajuns președintele UEFA. Ok. Nu poate să ajungă oricine. Îl vedeți pe Tamaș, președintele UEFA? Sau cum? Nu, ăștia sunt niște derbedei, cei mai mulți dintre ei, care pur și simplu, încă o dată vă spun, fac o meserie. Pe vremuri, când, după cum știți, fotbalul nostru avea stadiu de amator pe vremea lui Ceaușescu, în programul de meci care se difuza odată cu biletul, la un moment dat, dacă aveai șansă, găseai lotul echipei pe care o suportai sau echipei gazdă. Te duceai la meci, te duceai la ASEA Târgu Mureș cu Chimia Râmnicu Vâlcea. Și îți dădea lotul lui ASEA acolo. Îți dădea și lotul Chimiei uneori, da? Nu era obligatoriu. Îți dădea echipa probabilă, în fine. Știm cu toții, pe ultima pagină era un rebus, așa erau programele de meci. Mov, albastru, litere făcute așa, aveau o cerneală dintre asta îndoielnică, dar în fine, le colecționam pe vremea respectivă ca altceva ce puteai să strângi. Și acolo îți scria, de exemplu, Costel Vunvulea, portar, în paranteză strungar, da? Iosef, da? Sau Iosif Biro, îi chema Biro Iosef, da, mă rog, acolo scria în românește, că era epoca Ceaușescu. Iosif Biro, forjor, fundaș, da? Dar vedea, Florea Ispir, să știu că era născut pe la Slobozia. El era venit din Bărăgan de undeva. Scria libero, să zicem, paranteză sub-ing, adică sub-inginer. Era cea mai înaltă calitate pe care putea să aibă un fotbalist, era sub-inginer. Nu știu dacă Florea Ispir era sub-inginer, probabil că era lăcătuș mecanic. Dar zic așa, și toți aveau meserii de genul ăsta. Strungar, cei mai mulți erau strungari.
Pentru că, de fapt, ei nu aveau nici această meserie, atenție, nu puteau să fie nici măcar strungari, ei nu aveau nicio meserie, realmente, sigur, erau jucători de fotbal. Dar pentru că trebuiau să aibă un cadrare în câmpul muncii, că așa era legea atunci, li se atribuia câte o meserie dintre asta, cum de altfel ne dădea și nouă statul, când terminam liceul, o meserie. Noi eram prelucrători prin aștiere. Că niște un fel de... Da, pielea, așa, nimic. Eram la sfârșitul. Așa erau și jucătorii, dar vreau să spun, era reprezentativ, de fapt, pentru ceea ce erau ei. Niște nimeni, în realitate. În momentul când se termina meciul, ce să discuți cu, cu Boi Diuri? Și scria, de exemplu, așa, Desideriu Gal, pe-l chema Gal Beige. Da? Se traducea în românește, s-a ajunsese la celebru cuvânt Desideriu. Gal Beige îl chema și scria lângă el Lăcătuș. La Lăcătuș scria tot Lăcătuș. Lăcătuș era Lăcătuș mecanic, nu știu exact ce încadrare avea el. Era extraordinar asta și ne amuzam, bineînțeles, înainte să înceapă meciurile în tribună. Eu de obicei stăteam la tribuna D, acolo, nu știu de ce mă duceam tot timpul acolo. Tribuna D asta era undeva la tribuna principală, sectorul D, de fapt, ca să fiu mai exact. Era la tribuna principală, undeva în stânga. Deci cum te uita din tribuna principală a unui stadion, înspre poarta din stânga, da, nu chiar la nivelul porții, era așa undeva între jumătate și poarta din stânga. Deci acolo ne duceam întotdeauna. Eram fanii sectorului D. Acolo, fani, pe dracu, acolo de urcam. Biletele nu erau cu loc, vremea respectivă. Urcai în stadion unde vrei. Și te distrai cu programul ăsta de meci, unde toți se talau, fără să vrea, bineînțeles, meseriile astea. Poate că unele erau și încurcate între ei. Ce important să avea că unui strungar îi scriai că e Lăcătuș mecanic și unui zidar îi spuneai că... Și bineînțeles că publicul gusta chestiunile astea. Umorul, evident că era la ordinea zilei în tribună, dar nu asta conta. Și când mai făcea unul câte o gafă dintre asta colosală sau lovea mingea cu tibia și se ducea dincolo de calea ferată, îi mai striga: "Ei, să vede că ești zidar! Tu ești fotbalist, măi! Măi, zidarule! Nu te mai acasă, zugrăvește, are nevastă mai timp! Te găsește acasă! Oată dăm și noi o compot!" Îi striga ăla. Să vină să... Vezi să dai și la mine cu bidineaua, măi, prostule! Da, ăla scria zidar. Bineînțeles, indiferent de unde era. Sigur, dacă îl întâlneai pe Carabajac, de exemplu. Și, cum vă spuneam, uneori erau trecute meseriile și la jucătorii din echipa oaspete. Aia era și mai interesant. Gângu, de exemplu, scria lângă el Cioban sau nu știu ce, da? Deci pe vremea aia, sigur, nu era o meserie. Dar îi făceam noi meserie, dar apărea că el, să zicem, e subinginer. Nu era cazul lui Gângu, da? Zic așa. Și îi spuneau ăștia: "Tu nu ești, mai subinginer, Gângule, ești cioban, mai. Ce a fost asta?" Încerca și ăla să... În fine, Carabagea, Catargiu, Gângu, Teleșpan, ține minte, era mare echipe a chimiei Râmnicu-Vâlcea. N-a avut chimia Râmnicu-Vâlcea în anii 70, dacă nu mă înșel. A jucat toată finala Cupei României cu Industria Sârmei Câmpia Turzii, dacă nu mă înșel. Atunci chimia Râmnicu-Vâlcea era în divizia B, iar Industria Sârmei Câmpia Turzii în divizia C. A fost singura finala de Cupa României când niciuna dintre echipe nu era de prima divizie. Asta a fost în anii 70. Dar în anii 80, chimia Râmnicu-Vâlcea a avut cea mai mare echipă din istoria acelui club, care între timp nu mai există. E măcar prezența stafidită a lui Mitică Dragomir, o vreme, care cocheta și el fiind vâlcean, a, puțin, e adevărat, s-a dus la mai mare. Da, a cochetat un pic, nici măcar asta n-a putut să umbrească acea echipă, într-adevăr, redutabilă a chimiei, care n-avea niciun obiectiv decât salvarea de la retrogradare, dar pe care o reușea, tocmai pentru că erau jucători buni acolo. Juca și Tulpan la un moment dat, a fost la Argeș după aia. Dar generația Gângu, Catargiu, Carabajac, Teleșpan era remarcabilă. La chimia, sigur, au fost și alții pe acolo.
Au ținut echipa ani buni în prima divizie, cel puțin până prin 1989 am tot auzit de ei. Nu era firesc ca Chimias și Jiu să fie în Liga a doua. Jiu pentru că să nu facă scandal minerii. Era bine să aibă o echipă de Liga întâi, ai câștigat meciurile cu echipele slabe la Petroșani ca să poată supraviețui. Când veneau echipele mari, le astupeau gura. Ar amenința miliția că îi scoate de pe stadion dacă urlă prea tare împotriva regimului, pierdeau cu Steaua și cu Dinamo. Mai făceau cu un egal două pe teren propriu și în rest câștigau tot ca să poată să scape. Din când în când, sigur, mai blătuiau pe undeva să mai aducă niște puncte din deplasare. Mai erau și meciuri corecte. Nu zice nimeni, se putea întâmpla un Chimia Jiu să se termine 0-0 pe bune. O atmosferă de aia electrică, publicul nemulțumit. Bă, dacă nici pe Jiu nu-i batem, hai că anul ăsta ne ducem, tată. Când coborau așa de la meci, n-am putut să-i batem pe ăștia. Am avut 20 de ocazii, n-am putut să le dăm în gol. Erau și meciuri din astea. Numai că după aia se vorbea la primărie, se vorbea la județ, să vedem de unde putem să aducem un punct. Toate echipele se chiverniseau acolo cu punctajul în clasamentul adevărului, așa se făcea socoteala, ăla era sfânt. Mai puțin cei care știau că trebuie să pice, ăia nu se zbăteau peste măsură. De exemplu, trebuia să pice cineva, erau 18 echipe și atunci picau 3, mai pica câte Olimpia Satu Mare, mai pica câte un FC Baia Mare, puteau toți să scape. Satu Mare, Baia Mare erau considerate niște priorități, erau și departe de București, mai cădea câte un FC Bihor, exact, și ei aveau echipă, mai cădea Timișoara în anul în care supăra pe Dinamo, se enerveau ăia, bineînțeles, securiștii, retrogradau. S-a întâmplat în câteva rânduri așa, deși Timișoara nu era trecută la început pe lista echipelor care pot să pice, se făceau liste. Uitați-vă la clasament, și o citeam și noi la un moment dat, în ultimul clasament înainte de Revoluție. Adică la sfârșitul turului sezonului 1988-1989. Primele 8 echipe, 7 sunt ale clanului Ceaușescu. Și toate sunt în ordine, inclusiv Flacăra Moreni, inclusiv FC Olt, inclusiv Inter Sibiu, unde era pre Nicușor. Toate aceste echipe erau înșirate pe primele poziții. Steaua și Dinamo n-aveau nicio înfrângere în turul campionatului, făcuseră egal între ele, câștigaseră toate celelalte meciuri. Erau echipele clasice, da, alea slabe, care n-aveau până la urmă argumente, și deja FC Argeș nu mai era o echipă cu pretenții, ea se bătea la retrogradare în așa în anii ăia, gata, nu mai avea nicio pierduse generația aia de aur, nu mai era nici sub tutela lui Dinamo de mult, se certase cu Dinamo, deci era o echipă menită să retrogradeze. Așa arăta clasamentul la noi. Câte de ăștia care n-aveau, sigur că dacă se raportau niște evenimente stânjenitoare dintr-un oraș, de cum a fost revolta de la Brașov în 1987, a nu pica Brașov în anul ăla, adică automat trăgea un semnal de alarmă unde trebuia, bă, vedeți că să nu încurcăm, ăștia trebuie să se salveze. Atunci câștigau la un moment dat într-o deplasare cu Japca, tu nu aveai habar că ascultai doar la radio, bă, l-ați spunea că pe un contraatac jucătorii brașoveni au reușit să înscrie. Bombă, într-adevăr, Iași, Brașov, să zicem 1-3. În fapt era meciul aranjat. Primea ordine aia să nu combată pentru că trebuie să scape Brașovul. Dar nu li se spunea mai mult. Era ordine de sus. Intra un securist în vestiar la început, nici nu te anunța în timpul săptămânii. Intra securistul în vestiar și spunea, vedeți că trebuie să câștige aia. Îi spunea antrenorului cine era acolo de la clubul gazdă. Gata, trebuiau să se conformeze, aia ei nu discutai. Dacă nu era așa cum trebuia, te sancționau, te dădea afară, îl dădea afară pe președinte, îl dădea afară pe antrenor, nu aveai niciun motiv să... Jucătorii nu mai intrau pe teren, dacă vreunul era suspectat că n-a pus botul, el nu mai juca. A suspendat 6-7 etape, nu mai auzeai de el, atunci nu se dădeau explicații. Tu nu mai auzeai, în ziar nu se scria nimic.
De ce ăla nu joacă? Nu juca pentru că fusese suspectat că n-a fost de acord cu trânteala. Citeam chiar astăzi în parcă pe prosport.ro o dezmințire, să vedem dacă o mai găsesc, a lui Con, fostul președinte de la Dinamo, care se lăuda că el este cel care n-a pus botul la trânteli. Dinu și Borcea au negociat blatul la Dinamo Lazio, așa, terminat 1-3. Acționarul Con e o canalie, spunea Dinu. Rednic a recunoscut că a fost ceva dubios. A fost un blat, se pare, da, un meci atunci, într-adevăr, Dinamo câștigase la Lazio, aveam așa ceva de genul ăsta, și a pierdut acasă cu 3-1, nu s-a mai calificat. Dau toți vina unii pe alții, Con pretinzând că el a fost cel care, venind la Dinamo în calitate de acționar, n-a mai pus botul la aranjamente, n-a fost de acord cu trânteli, n-avea mentalitatea asta de șpăgar, și-a pretinde el. Ceilalți să spun exact contrariu, adică, de exemplu, el îl acuză pe Dinu că numai blaturi făcea. Dinu, la rândul lui, știți care e părerea lui despre oricine interferează cu Dinamo și care n-a fost un mare fotbalist sau care nu are ochiul sau nasul format pentru fotbal, ceea ce sigur era cazul lui Con. Din punctul ăsta de vedere, era un diletant pe lângă Cornel Dinu. Bineînțeles că Dinu desfința, în două cuvinte, acționarul e Con și o canalie. Vali Năstase a trântit meciul, spunea unii. În fine, sunt lucruri deja de mult apuse, prescrise, practic. Nu mai are niciun sens să intri între ele. Bineînțeles că erau aranjamente. Ma, și la nivel european, cum să nu? Dacă Borcea ce-l interesa? A luat niște bănuți pe care oricum nu-i lua dacă se califica. Deci fiecare gândea pentru buzunarul lui. N-aveai partea economică în fotbal, a fost întotdeauna cel puțin la fel de importantă ca și cea sportivă. Fotbalul e o afacere și trebuie să câștigi din ea, pentru că dacă nu câștigi, nu poți decât să pierzi, indiferent de rezultate. Dacă nu știi la un moment dat să profiți de ceva, ori vinzi un jucător, bineînțeles, ori vinzi un meci, dar trebuie să faci jos de bani la un moment dat, pentru că dacă nu, nu ești profitabil. Și nefiind profitabil sau fiind manageriat prost, cum s-a întâmplat în cazul fotbalului românesc, ajungi la sapă de lemn. La noi, de exemplu, managementul a fost prost din două motive. Unul, oamenii nu se pricepeau la fotbal și erau și hoți. Adică au și furat cluburile băgându-și bani în buzunar și nici nu se pricepeau la management. Deci au fost cele două. A luat toate cluburile, absolut, este valabil, pentru că nu este niciunul astăzi într-o situație de invidiat. Să spui, uite, bă, aia sunt, n-au probleme următorii 5 ani. Ăla e un club bine, manageria, dar la noi, după ce au plecat acești investitori, a venit potopul. Cei n-au lăsat în locul lor decât niște ruine, decât niște fum. Da, pe miriște, așa, ardea ceva în momentul în care ei au plecat. Și cam asta a fost. Bun, cam atât și pentru noi astăzi. Suntem la mijlocul săptămânii, dar spuneam, de mâine vom avea campionatul mondial de handbal masculin în Qatar, de sâmbătă Cupa Africii pe Națiuni în Guinea Ecuatorială și de luni în Australia primul mare turneu de Grand Slam al anului, plus, sigur, în weekend campionatele de fotbal care sunt deja pornite în afară de cel al Germaniei. Cluburile noastre se deplasează și ele spre cantonamente, vor începe în curând primele meciuri amicale și, sigur, tărășenia din jurul fotbalului va continua. Rămâneți cu bine!